Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi. Actorii de succes ai serialului Emanet rămân mereu pe ordinea de zi cu zvonurile lor de dragoste, precum și cu performanțele lor din serial. Într-una dintre cele mai recente știri, s-a spus că a existat o mare problemă între Halil și Slan și că această problemă a fost cauzată de Halil Brahim Ceyhan. Cred că această idee este cea mai interesantă știre dintre știrile de până acum. Potrivit știrilor, Halil Brahim a fost căsătorit și mai târziu a divorțat. Când Slan a aflat de această situație, au început să apară probleme în relația dintre ei. Dar nu a durat mult până când toate aceste zvonuri au fost dezvăluite ca fiind o minciună. A devenit clar că prea multe știri, în special în rețelele de socializare, au cauzat această situație supărătoare. S-a înțeles că adevărul incidentului nu a fost că Halil a fost căsătorit înainte, ci că fotografiile au fost făcute în timp ce el lucra într-o agenție de modeling. Deci este foarte clar că nu există căsătorie la mijloc. Desigur, pot exista unele dificultăți între cei doi. Cu toate acestea, atâta timp cât aceste probleme sunt reale, va fi ușor de depășit. Sperăm că nu vor fi probleme între cei doi. Ne-am bucurat foarte mult dacă ne-ați împărtășit părerile dumneavoastră despre subiect în comentarii. Dragi urmăritori, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să lăsați comentarii și să dați like la videoclipurile noastre. Aveți grijă de dumneavoastră! La revedere!